poziția Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se substituie cu poziția Ministerul Afacerilor Externe. De ce un plăhotniuc должен вернуться обратно? Потому что я так хочу. У меня есть только 15 дней, чтобы покинуть Молдову. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe susținătorul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, patriarhul rus Kiril. Я хочу мороженое, да? Вот хочу мороженое. Хочу покатнюк, вернись обратно. Paharul în care avem gheață, vreau să simulez temperaturi reci. Îți mai sandă plohă? Ni plohă, ni хорошо, просто хочу так. Не хочу, не хочу шашлык, хочу мороженое. Можно? Proteste concomitente în centrul capitalei. Unul dintre acestea a fost organizat de către Partidul Renaștere, fracțiune politică susținută de fugarul Ilan Șor. Manifestația a avut loc în fața Parlamentului. Protestatarii au cerut ca toate forțele de opoziție din țară să se alăture acțiunii de astăzi împotriva regimului Partidului Acțiune și Solidaritate. Mesajele exprimate pe pancarte au inclus: vrem pace și progres, nu război și regres, numai ei Sandu, ciuma galbenă și altele. Cei prezenți au cerut demisia șefei statului și alegeri prezidențiale anticipate. Echipa Newsmaker a discutat cu organizatorii protestului și i-am întrebat semnificația inscripției nu războiului, la care nu am primit un răspuns concis. Vă говорите, что Молдову втягивают в военный конфликт, да? Скажите вот просто коротко и ясно, каким образом, чтобы я понимал. А вы не понимаете? С ваших слов? Нет. Мне трудно будет вам объяснить. Нет, я не понимаю с ваших слов, что значит эта фраза. Знаете, как говорят в народе, без пол-литра нам не обойтись, вот, чтобы вам объяснить. А даже если я вам объясню, вы все вы равно... Вы не мне сейчас объясняете, вы объясняете людям, которые нас смотрят. Прямо в эфире, ничего не коверкая. Большинство жителей нашей страны понимают. Unii participanți la protest, care sunt susținătorii Partidului Renaștere, consideră că războiul din Ucraina a fost declanșat de înșiși locuitorii acestei țări. Если ты ни на кого не нападешь, на тебя не нападут. Вот и все. Так, а Украина нападала на Россию? Конечно, 8 лет шли Луганский и это самое, шли войны, да, в Одессе. Это украинские территории, Донецк и Луганск. Ну так, а что? Так хорошо, украинские, все правильно. А почему надо уничтожать людей? Un alt participant la protest cu o pancartă în mâine a declarat că își dorește revenirea la puterea a oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc. Am încercat să aflăm de la el ce îl face să-și dorească acest lucru, dar nu am auzit niciodată niciun argument clar. Plahotniuc, veniți обратно. Opa, здравствуйте. Почему Плахотнюк должен вернуться обратно? Потому что я так хочу. А конкретнее? Почему вы так хотите? Ну, у вас же есть какая-то позиция, какое-то мнение? Ну, вот я хочу мороженое, да? Uh-huh. Вот хочу мороженое. Хочу Покатнюк, вернись обратно. С моей Санду плохо? Не плохо, не хорошо. Просто хочу так. Uh-huh. Не хочу шашлык, хочу мороженое. Можно? Да, пожалуйста. Я поснимаю ваш плакат. Молдова без паса, моя Санду. В телевизоре. А почему на плакате телевизор нарисован? А откуда знаю? De asemenea, am încercat să aflăm cum au ajuns oamenii la protest. Unii s-au încurcat în declarații. Помог кто-то добраться? Самостоятельно добирались? Не, приехали на автобусе. Вам помогли? Да. Вы собрались с друзьями, с семьей здесь или самостоятельно? Я самостоятельно. А за проезд самостоятельно заплатили или тоже помогли? Конечно. Да? Да. De la protest nu a lipsit nici deputatul Alexandru Nesterovski, care a scăpat de arest la domiciliu. Acesta este învinuit de corupere pasivă în proporții deosebit de mari și pregătirea finanțării partidelor politice din partea unui grup criminal organizat condus de oligarhul fugar Ilan Șor. Deputat Parlament Alexandru Nesterovski. Bun regen, drăguia! Посмотрите, сколько здесь сегодня нас собралось! Un contraprotest s-a desfășurat în paralel de cealaltă parte a străzii, în fața clădirii prezidențiale. Pentru ce ați venit aici? Noi am venit să protestăm împotriva la prostia asta care a dus din sat cu bani și aduși. Sunt din Transnistria, care a luptat în 92 împotriva Moldovei.
le-am văzut aici, pot că au venit cu armament, cu droguri, cu rachiu, cu bani. Potrivit informațiilor furnizate de organizatori, aproximativ 3.000 de persoane au participat la protestul de astăzi împotriva partidului aflat la guvernare. Totuși, șefa secției comunicare și protocol din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Diana Fetco, a confirmat pentru redacția Newsmaker că la acțiunea de protest au fost aproximativ 1.200 de persoane. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Doina German, a fost numită vicepreședinta Parlamentului Republicii Moldova. Predecesorul său, Mihai Popșoi, a felicitat-o cu un buchet de trandafiri albi în aplauzele colegilor din plenul legislativului. În 31.01.2024, privind alegerea vicepreședintelui Parlamentului, doamnei Doina German, susținut cu votul la 55 de deputați. Vă mulțumim și vă dorim mult succes! Doamna German, mult succes! Și aș mai vrea să o felicit și să urez mult succes pe colega noastră, doamna Doina German, care urmează să preia nu doar conducerea fracțiunii PAS, dar și funcția de vicepreședinte a Parlamentului. Precizăm că funcția de vicepreședinte al Parlamentului a devenit vacantă pe 29 ianuarie după ce Mihai Popșoi a fost investit în funcția de ministru de externe. În acești ultimi 5 ani a fost cu adevărat lucruri remarcabile, care nu s-au întâmplat 30 de ani de zile. Am consolidat democrația din Republica Moldova. Am fortificat instituțiile statului. Am îmbunătățit relațiile Republicii Moldova cu vecinii noștri. Cum spunea marele Titulescu, dați-mi o politică internă bună și eu să vă pot oferi o politică externă la fel de bună. Propunerea prim-ministrului Dorin Recean de reorganizare a Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene în Ministerul Afacerilor Externe a fost examinată astăzi în prima ședință plenară a sesiunii de primăvară a Parlamentului. De la Tribuna Legislativului, deputata PAS, Olesea Stamate, a solicitat modificarea listei ministerelor. Poziția Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene se substituie cu poziția Ministerul Afacerilor Externe. Viceprim-ministru pentru Integrare Europeană și viceprim-ministru pentru Reintegrare sunt membrii ai Guvernului fără portofoliu. Guvernul, în termen de 2 luni, va adopta actele necesare pentru reorganizarea organului central de specialitate a administrației publice conform prezentei hotărâri, va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta hotărâre. Astfel, atribuțiile MAIEIE legate de procesul de integrare europeană vor fi preluate de biroul din cadrul Cancelariei de Stat sub patronajul Cristinei Gerasimov, propusă recent în funcția de conducere a biroului pentru integrare europeană. Amintim că noul ministru de externe este fostul vicepreședinte al Parlamentului Mihai Popșoi. El a fost investit în funcție pe 29 ianuarie după ce ex-ministrul MAIEIE Nicu Popescu și-a depus cererea de demisie. Primăria Capitalei va funcționa fără bugetul aprobat încă o lună, cel puțin asta susține viceprimara Chișinăului Olga Ursu. În cadrul unui interviu, ea a spus că în următoarele 2 săptămâni, administrația orașului va pregăti un proiect pentru anul 2024 și îl va prezenta spre consultări publice. Potrivit acesteia, abia peste o lună, documentul va putea fi aprobat de Consiliul Municipal Chișinău. Olga Ursu dă vina pe autoritățile centrale pentru faptul că bugetul Chișinăului nu a fost încă adoptat. Bugetul local trebuie să fie elaborat în conformitate cu parametrii sau indicatorii care vin în ultima circulară transmisă de Ministerul Finanțelor. Această circulară, probabil cunoașteți, a ajuns anul trecut în ultima zi lucrătoare, după ora 4 seara. Atunci când nu mai era posibil de elaborat un buget municipal, nici de supus consultărilor publice în termenul care este prevăzut de lege. Viceprimara a menționat că primăria a fost nevoită să se bazeze pe bugetul preliminar, adică pe cel de anul trecut. Totuși, această estimare nu ia în considerare și cheltuielile planificate pentru anul curent.
Edilul Ion Ceban a anunțat astăzi într-un live pe Facebook că lasă responsabilitatea funcționării grupelor cu program prelungit din școli pe seama Ministerului Educației și Cercetării. Se întâmplă după ce Comisia pentru Situații Excepționale a anulat în data de 31 ianuarie 2024 două decizii CSE Chișinău. Mai mult, Ion Ceban a îndemnat Ministerul Educației și Cercetării să achite și taxele grupelor cu program prelungit, în contextul în care au cerut demisia șefului de la educație, Andrei Pavaloi. După decizia absolut absurdă a Comisiei Situații Excepționale Naționale de ieri, când își arată mușchii și prostia cei de la guvernarea PAS, anunțăm astăzi că Ministerul Educației și-a pus conducător la Direcția Educației. Aceste circumstanțe să fie bune și începând din ziua de astăzi, după o altă instituție capturată alături de multe altele, să răspundă în continuare Ministerul. Prețul de achiziție al gazului procurat de Republica Moldova de la concernul rus Gazprom va fi mai mic în luna februarie. Potrivit șefului Moldova Gaz, Vadim Ceban, tariful va scădea cu 23,76 de dolari la 1000 de metri cubi. ESA Moldova Gaz va procura gaze de pe piața rusă la un preț de 354,34 de dolari SUA pentru 1000 de metri cubi. În ianuarie, țara noastră a cumpărat gazul de la Gazprom cu 378,10 de dolari per 1000 de metri cubi. Șeful Moldova Gaz a precizat că întregul volum de gaz furnizat de concernul rus Gazprom va fi direcționat către Tiraspol. Jos mâinile de pe aeroportul Chișinău, acesta este proprietatea statului. Este ultima decizie a Curții Supreme de Justiție care a respins recursul companiei Avia Invest și a menținut decizia cu privire la rezilierea contractului de concesionare pe 31 ianuarie. Amintim că Avia Invest a gestionat spațiul aerian începând cu anul 2013, când a semnat acordul de concesionare pentru o perioadă de 49 de ani. Ulterior, în anul 2020, Agenția Proprietății Publice a anunțat rezilierea contractului de concesiune. În același an, acționarii Avia Invest au depus o cerere împotriva guvernului și au cerut plata unor despăgubiri în valoare de 885 de milioane de euro la Curtea Internațională de Arbitraj de la Stockholm. Instanța de arbitraj de la Stockholm a respins cererea. Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, l-a felicitat pe susținătorul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, patriarhul rus Kiril. Scrisoarea de felicitare a fost publicată astăzi pe pagina sa de Facebook cu ocazia celor 15 ani de la întronizarea principalului cap bisericesc al Federației Ruse. Vă felicit călduros cu ocazia împlinirii a 15 ani de la întronizare și vreau să vă mulțumesc că aveți grijă de Biserica Ortodoxă a Moldovei pentru atitudinea bună față de oameni. Nu mă îndoiesc că înțeleptul nostru popor moldovenesc va putea riposta și păstra tradițiile noastre spirituale vechi de secole. Dumnezeu să vă ajute în toate treburile și eforturile voastre. A scris Igor Dodon pe rețelele sociale. De la începutul războiului Rusiei împotriva Ucrainei, patriarhul Kiril al Rusiei a susținut de nenumărate ori deschis guvernarea rusă și, sub diferite pretexte, a aprobat public agresiunea militară și a chemat cetățenii ruși să moară pentru patrie. În același timp, legătura dintre Mitropolia Moldovei cu Moscova nu a fost întreruptă. Mitropolitul Vladimir al Moldovei are deplasări în capitala rusă, iar recent a primit o nouă decorație din mâinile patriarhului Kiril. Săli moderne dotate cu tehnică de ultimă generație, de asta au parte tinerii specialiști în IT, care își fac studiile la Colegiul Universității Tehnice. Deși au intrat în clasele renovate acum câteva luni, abia astăzi a avut loc evenimentul oficial de deschidere a blocului de studii. Cu acest prilej, mai mulți elevi și-au prezentat primele proiecte la care au muncit cu multă migală și sârguință, așa cum au avut acces la tehnologii de ultimă generație. Băieții au încercat să convingă publicul prin unicitatea lucrării. Da, proiectul meu este destul de simplu. Avem 3 senzori de temperatură care ar măsura temperatura în 3 odăi diferite și un senzor de temperatură care măsoară temperatura în exterior, care este rezistent la apă și la diferite vreme. Așa, vedem că ai într-un pahar gheață. Da, în paharul în care avem gheață vreau să simulez temperaturi reci, iar dacă punem deja în paharul cu apă fierbinte, am putea vedea că temperatura începe a crește pe ecran.
Tinerii exploratori s-au mutat în acest bloc de studii după ce aici au fost renovate două etaje din instituție. Au fost dotate trei laboratoare IT, iar 10 clase au fost echipate cu proiectoare video. Elevii ne-au spus că până în luna noiembrie a anului trecut au învățat în condiții sovietice, iar în sălile de clasă nu era nici măcar căldură. La expoziție și-a etalat invenția și Nicolae Iurco, dar și alți colegi de-ai lui. Deci el este alcătuit din un senzor ultrasonic, un servomotor, patru baterii, un Arduino și pe lângă asta este un modul pentru patru motoare. Astăzi am venit cu proiectul unei sisteme de parktronic de la mașini, în care avem un senzor ultrasonic, un difuzor și un ecran LCD, pe care este reprezentată distanța, datele care sunt luate de pe senzorul ultrasonic. Conducerea Universității Tehnice spune că datorită blocului dotat cu tot necesarul, a crescut semnificativ numărul elevilor care doresc să învețe aici profesiile viitorului. Anul trecut am crescut de câteva ori la admitere, deci anul trecut am admis în acest colegiu 400 de copii, anul acesta am admis deja 450 de copii și imediat a apărut și întrebarea spațiilor, fiindcă clădirea veche a colegiului nu mai făcea față, nu avea această capacitate și ținând cont de fuziunea cu Universitatea Agrară și ținând cont că sunt aici în campus câteva clădiri care stăteau fără studenți, am luat o decizie să investim și să mutăm sediul colegiului UTM aici în campus. Reparația sălilor de clasă și dotarea laboratoarelor a fost posibilă datorită investițiilor USAID în țara noastră. Dotarea cu echipament a laboratoarelor a necesitat o investiție în valoare de $78,000 SUA. The United States through USAID is very proud to support this program. We've seen students today with skills in technology and computers that have applications in a range of different very important areas. But the really important thing is that these are the skills that Moldova needs today for these students to have opportunities to support Moldova as the country moves forward in the process of European integration. La eveniment a fost prezent și ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Acesta a precizat că din bugetul statului s-a alocat 1,4 milioane de lei pentru renovarea blocului de studii. Urmează să mai investim în acest colegiu în așa fel încât el poate să acomodeze un număr și mai mare de studenți. Suntem profund impresionați de ceea ce se întâmplă aici. Facultatea de calculatoare, programare, toate celelalte specialități ingineriești. Țara are nevoie de mai mulți ingineri și ne pare o sinergie foarte bună între colegiu și universitate. Colegiul UTM se extinde pe o suprafață de 1280 de metri pătrați. Investițiile totale în noul sediu sunt de 11 milioane de lei. Are la dispoziție doar 15 zile pentru a părăsi țara noastră. Vorbim despre Valeriu, un bărbat din comunitatea LGBT din Rusia care a primit refuzul țării noastre de a primi aici statut de refugiat. Anterior, bărbatul a acordat un interviu redacției noastre, în care și-a spus drama vieții și motivele care au stat la baza deciziei de a fugi din țara de baștină și de a-și căuta un refugiu. Frica îl cuprinde pe Valeriu, așa cum în lipsa statutului de refugiat, el este nevoit să revină în Rusia, acolo unde comunitatea LGBT a fost declarată organizație extremistă, iar viața și securitatea lui este în pericol. Da, mie уже сказали, что... Вроде как, если я правильно все понял, одна из основных причин отказа была в том, что они не смогли точно установить, что я действительно являюсь представителем ЛГБТ-сообщества. Вот, то есть, видимо, не хватило какой-то доказательной базы или как это должно работать, я не знаю, у меня не так много для этого времени. Если я подаю в суд, у меня есть на это 30 дней, и если я не подаю в суд, у меня есть только 15 дней, чтобы покинуть Молдову. Potrivit surselor noastre, încă 3 persoane din comunitatea LGBT din Rusia, care de asemenea au cerut azil în țara noastră, au primit refuz din același motiv. Biroul pentru migrație și azil a emis un document prin care afirmă că viața lor nu este în pericol în Federația Rusă, așa cum țara lor de baștină nu se află într-o stare de conflict armat, internațional sau intern, ceea ce înseamnă că acești cetățeni pur și simplu nu au nevoie de azil și pot reveni în siguranță acasă.
Bun găsit! Am revenit în fața dumneavoastră pentru a vă spune cum va fi vremea de afară pentru ziua de vineri. Așadar, avem parte de temperaturi totuși generoase pentru această perioadă a anului. În unele localități se vor înregistra maxime de până la 7 grade cu plus. Sinopticienii prognozează în partea de nord a țării 2 grade în timpul zilei și minus 3 grade Celsius pe timp de noapte. Vor cădea precipitații sub formă de lapoviță ușoară, iar vântul va sufla puternic din partea de nord-vest cu 37 km pe oră. Lucrurile stau diferit în partea centrală a țării, unde mercurul din termometre va indica 5 grade Celsius în timpul zilei și 0 grade noaptea. Cerul va fi acoperit de nori, însă nu se prevăd precipitații. Mai norocoși sunt locuitorii din sudul Republicii. Acolo, meteorologii prognozează 7 grade Celsius pe parcursul zilei și 0 grade noaptea. Puțin mai frig va fi totuși în capitală, unde temperatura aerului se va ridica până la 5 grade Celsius ziua, iar noaptea va coborî până la 0 grade. Cât despre starea aerului, specialiștii atenționează în continuare populația că starea acestuia este una alarmantă. Mai exact, aerul a atins un nivel de poluare ridicat și nu este sănătos pentru grupurile de persoane sensibile, cărora le este recomandat să evite plimbările lungi în aer liber. Acestea au fost informațiile. Fiți în continuare cu ochii pe Newsmaker. Toate bune!